Teneba este locul unde găsiți jocuri bombă la prețuri și mai bombă. Intrați și voi chiar acum pentru că o să vină niște mega reduceri de Crăciun. Aveți toate linkurile în descriere. Băi, fraților, sper că sunteți pregătiți pentru că astăzi avem un clip foarte, foarte special, prietenii mei. Și cam 1 vs 1, iarăși ZZ Andrei vs AC Drip, duelul titanilor. Și atenție, ne aflăm pe Kennels. Este o hartă extrem de orientală pentru CS2. Ce facem, mă, băiatul ăsta? Dăm lame sau ce facem, acide? Ne alegem partea? Bun. Hai că rămân eu la Tero, acide, că mi-e milă de tine dacă încep și la CT. O să fie jale, așa că rămân eu la Tero. Guys, înainte de toate, aș aprecia foarte mult dacă voi toți cei care vă uitați la clipul ăsta o să rupeți like-urile alea, clan. Hai să vedem câte like-uri strângem pentru a doua revanșă, practic, al lui Acid, că ăsta e al treilea meci, adică a doua revanșă. Prima dată l-am bătut rău de... Mamă, de eu nu știu arta, acide. Pe toată arta, mă? Nu, plantezi pe A-ul de pe hartă, da? Adică B-ul desenat pe pereți. Cum adică A-ul de pe hartă, adică B-ul desenat? A-ul de pe hartă e B-ul desenat pe pereți. Da? Da. Nu am înțeles. Deci, dar am voie pe toată arta, în rest. Da, boss. Oh, mamă, deci mi-a băgat acid aici mapă pentru revanșă. Bine, la tine acasă, ești pe terenul. You have the home field advantage. În canale. Iartă-mă pe mine, iartă-mă, nu vreau, iartă-mă, te rog eu, iartă-mă. N-am vrut. Ce fac, mă, băiatule? Vezi că nu mai nimerit. Nu știu, mă jucam. Ce faci cu CZ-ul ăla, că nu mai nimerit? Știu, nu mă așteptam să vii. Oh, alea! Puteam să plantez bomba de 10 ori, ești nebun. O, da, mă, acide, ești pe... Vezi că ai 1-0. N-ai mai avut 1-0 de foarte mult timp, bossule. Eu zic să fii fericit rău de tot pentru acest 1-0, pentru că alte runde nu mai vezi, amice. Mamă, deci o să râdem rău de tot clipul ăsta, guys, așa cum râdem la toate de altfel. Da, mi-a băgat băiatul meu o mapă... Nici știu unde să mă uit, ești nebun la cap. Hai, bă, nu știi canalele. Eu nu știu unde să mă uit pe arta asta, pe bune. Peste tot ce nicăieri. Da, dar e urâtă rău de tot, mă, apa, nu știu ce zic. Tu ești urâtă rău de tot. Ești de... Bă, și pe arta asta chiar e greu la terocoaie, că poate să fie ăsta, poate să fie acolo, 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 minim 4 locuri unde poate să fie gen. Acide, vezi că ai avut noroc că te-am lăsat eu să încep tu la CT, amice, că dacă începeam eu la Tero, mama mea. Mama mea, stai la CT, dacă începeam mama, păi da, vezi că mapa asta, mâncați-și gura ta, e... N-aș pare tot pentru CT. Ce faci, mă? Ia-le, mă, past. Acide? Da, baby. Unde ești? Baby. Nu știu dacă îmi poate prin altă parte, dar... Asta, mătii, de la nu vine prin altă parte, băi, să-l dădea din fiu bombe. Asta, mă, vreau să văd cum ies demonii din tine, acide. 2-1, prietenii mei. Deci meciurile astea de 1v1 cu acid sunt cele mai amuzante, mai ales când ne jucăm și pe alte hărți, pentru că vedem încercările în van ale lui acid de a mă bate, gen, și... E priceless, băieți. Ce se vede în ochii lui acid când îl bate, e priceless, adică n-ai. Acide. Iar campez, mă, dar avem voie și numai pe B acum, cu aici 10 locuri unde poate să campeze băiatul, nu știu ce zic. Meu! Uitați-vă ce face cu aici, stă cu shotgun-ul după perete și campează acolo, am acide, mă, pe bune. Mai pățesc, hă? Am acide pe bune. Asta este, băieții, măsuri disperate. Nu, vremuri disperate, cel măsuri disperate. Hai zis ce omierlește acum, amici. Unde ești, frumosule? Eu.
Hai mă, ce faci? Vezi că e o bombă, acide. Da, am calculat eu greșit. Uitați-vă ce nume are la mag, prieteni. Uitați-vă ce nume are la mag, tovarășul. Mamă, e 3-2, bă, vedeți că e un meci intens, băieți, dar de unde? Că dacă îi dăm așa, nu are ce să facă. Ia uite, ai și taser. De ce ți-ai luat taser, bro? Why? Da, oare de ce? De ce ți-ai luat taser, gen? Vrei tu să-mi dai mie taser, mă? Mamă, coaie, dar cum ajunge așa repede? Futuți! Opa! Vezi că tu ai început să joci cu shotgun-urile prietenii și ți-am dat-o! N-am ce zice. Shotgun 4 life, ești nebun. Shotgun for life, amici. Calmează, 4-2. Nu mai e acolo, plantezi, nimeni. Deci mie cum ajungi tu așa repede acolo? Am coduri, bro. Nu cred, unde s-a dus taserul ăla, nu mai vreau să mă joc, îmi bag pula. Ai morții mei. O să știu și eu unde s-a dus taserul ăla. Bă, nu știu, deci nu știu unde aveai ținta. Acide, nu știu unde aveai ținta, dar ai dat failul ăla mare, ești nebun. Eu mă așteptam iară să stea ascuns după colț, m-am băgat direct pe site, hai cu plentul, băieți, știți ce zic, dar aparent my friend. Mamă, bine că am dat smoke-ul ăla, coai, de dinainte, gen, știi? Deci mă acide. What the fuck? Aici, brodere! Aici, brodere! Bă, și mi-a dat un hit 72 în smoke, boys. Deci mi-a dat 72 în smoke. M-a speriat un pic, n-am văzut că îmi dă damage acolo. Am zis, opa! Damage-ul. Dar putem spune ghinionul tău, acide, 6-2. Hai mă, vezi, uite, bă, două runde mi-a trebuit să-mi văd și eu mapa, mă, înțelegi? Două runde, nu mai mult. Ce faci aici, bossule? Te-am auzit. Ești acolo. Dar unde ești? Aici. Se transformă, acide, mânca, bă. Nu. Te transformă, acide, transformi. 7-2, bă, nu știu. Gata, nu mai. Nu știu ce faci, dar te transform, văd eu. Iar se lua taser, mă. Bă, ai ceva cu taserele, că oricum ești degeaba pe taser. Te mai transform mult. Transform cât vreau eu. 7-2. Măcar pe arta asta mă lovești tu mai multe runde, știi ce zic? Dar e dubios că, uite, aul de pe arta chiar e B-ul de pe semne, gen, e făcută prost. Mamă. Bossule, where are you? Unde vrem, mă știu, da. Nu mă zic pe bune unde ești. Du-te și plantează, tu vezi de treaba ta. Șabolane, unde ești? Uite cu aia ce timing de prost. Bă, ești mort pe joc, deci tu nu iei nicio rundă la Tero, crede-mă, acide. Bă, o rundă nu iei, mă, bă, una, mă, una. De-aia v-am zis că e extrem de proastă mapa asta, guys. La 1, e cea mai proastă mapă de 1v1, gen, dar omul vrea să facem 1v1. Poate să fie în 10 părți, coaie, în 10 părți poate să fie, gen, da. Aia e acid, el nu face prea mult. Hai marș, mă, căcat cu ochii. Deci uitați-vă unde stătea, gen. Uitați-vă unde stătea. Să înțelegeți de ce e o mapă proastă de 1v1, dar de fapt, bă, acide, te bat și pe asta, mă, nu. Trebuie să-l tiltăm acum, băieți, să înțelegeți că oricum nu joacă nimic, dar nu o să joace chiar nimic după aceea, gen. Bă, acide, ce făceai acolo? Tu nu mai ai văzut, mă? Cum te-ai că nu mai ai văzut acide? Unde
Unde ești? Unde vreau eu. Unde ești? În ce tragi, mă? Da, am o întrebare, tu... Da, e... Unde stăzi, Andrei, bă, e... Vai. Bă, este doar... Cât e scorul aici de 9-3? What? 9-3, prietenii mei. Bă, a luat 3 runde. Gândiți-vă că primul 1v1 de la îndată eram pe Inferno parcă și luase, băieți, 0 runde. S-a terminat meciul 13-0. Dar bine, Inferno e casa mea. De bun aici pe Kennels. Un piculeț mai greu, da? Ce să faci? Unde dracu trebuie să mergem? Unde era? De ce stai și te uiți așa? Nu înțeleg. Ce făceai? What? What? Mor, tată, mor. Hai băieți, încă o dată cu like-urile alea puternice pentru revanșele lui Aci. Din păcate, revanșe fail. Dar asta este acum, nu? Până la urmă. Tu ești un failure. Pa, pa. Îmi place că și-a luat și el și eu de acum. Amă, băi, uite, fii atent. Voi fi băiat bun și te voi lăsa să ajungi în site, ok? Da. Te voi lăsa să ajungi în site, că văd că nu miști. Nu știu, nu. Mamă, dar ce spawn prost mi-a dat la mama drept, ești nebun. Te voi lăsa să ajungi în site, boss-ul, ok? Mă vei lăsa, a? Bă, am glumit. Coi, omul vine cu smoke-ul în mână, uitați-vă la el. Bă, cine trebuie să dăm și un 1v1 după aceea, că nu se poate. Iarăși te bat prea repede, mă. Asta ce, mă, tai, mă, 1v7 în pe, pula mea. Pe hartă de aim map, acide, pe hartă de aim map. Pe hartă de aim map să joci și tu și cu mama ta. Acide? Cucu! Oh, mai pui o hartă rapid, că e prea, nu știu, prea sau ai fost. Pune, mă, ceva de împușcat. Că acolo împușcai mai mult, sincer. Deci acolo chiar împușca mai mult, dar aici nu știu, parcă nu i-a mers mouse-ul. Nu... Bă, ceva nu i-a mers, prieten, nu știu ce, dar mai... Harta de împușcat, promit solemn, prieten. Mamă, ce artă ne bagă, mi-e frică, guys. Prieten, uitați-vă ce mapă mi-a pus acid. Fai Ice World. Dă-i mă warm up end. Dă-i mă warm up end acolo să începem deja să... Deci uitați hartă pe CS2. Fai Icewall, mâncava și adică e un fel de fight, nu doar că sunt armele arăjate altfel, gen și n-ai chestia aia în spate acolo unde e polarul. Deci acide, iei runda aici, da? Am încredere în tine, trebuie să ia runda, băieți, nu are voie. 3000 de ore în joc. Și ne jucăm ce vrem noi sau? Da. Da? Dar unde ești tu? Unde vreau eu. A, joci polar? Bun. Nu! Coi, nu mai auzeam nimic pe mapa asta. Lua rundă, bun. Coi, nu ți-am dat hit prin perete cu AVP-ul, gen? Nu. Cum de cu nu, mă? Coi, n-au... What? N-au nimic pe mapa asta, ești prost? Omul meu sare, trage cu polară și după ce e în patru și vine pe mijloc. Ce-i cu mapa asta? Coaie, dar eu n-am AK, n-am arme aici. Uite ce de când... Cum n-ai coaie, ai? Mă dă pe partea elaltă, bro. Înțelegi? Mama, ce faci, mă? Uite-l, m-a putut. Mamă, dar pe arta asta n-avem armură de cap, gen, deloc? Nu. Nu? Wow! Uite, coaie, pe mine mă dă pe partea cu arme de căcat, gen, știi ce zic? Da, joacă acidul meu. Unde s-a dus glonțul ăla? Vreau și eu. Bă, în pământ, acum am văzut eu. Deci joacă acidul meu, băieți, mapa asta se ia shift-ul în brațe, aparent.
Amă, where are you? Acolo ești, bossule. Să nu mai sar pe mid de acum încolo, da? Not on my watch, my friend. Nu mai sar pe mid, bossule. No, no, no. No! What? Coaie, ce joacă ACD, băieți, e mapa lui. S-a jucat pe mapa asta numai 1v1-uri, ca nebunul, coaie. M-a jucat, cred că, de 3 ori pe mapa asta, dar e. Păi și eu de câte ori m-am jucat acine? Uite, coaie. De unde uitați ce face omul? Coaie merge numai cu shift-ul și așteaptă după perețe. Cine vorbește? Tu mergi cu crouch-ul, pula mea, taci. Sit down dog în pula mea. Tu crezi că mă bați? Fac strategia ta, acine. Deci, băieți, cum mă spawnez, am shift-ul în brațe, coaie, nu mai alerg, acine. Că se aude de pe o parte pe cealaltă, arții, fiți atenți, o rundă numai, ascultați la mine, o rundă numai. Mamă, coaie, ține click-ul apăsat, șobolanul. Mamă, ce urâtă e arta, coaie, și după alea te vezi. Aia nu-i problemă, schimbăm strategia. Schimbăm strategia, coaie. Deci dacă, deci dacă eu stau după astea și cu crouch-ul, tot te vezi dacă sare. Gen de căcat rău de tot mapa, da. Gata, ne-am obișnuit cu mapa, acum știm. Joci bine, joci bine, da, joci bine, bă. Nu stau cu crouch-ul să nu mă vezi după căcatul ăla de perete, deși oricum mă vezi, știi ce zic? Hai, ia capul ăla, ia și gloanțele astea și pa, pa, am plecat, dragi. Uite, bă. Du-te de aici. Crezi, John-ul? Pula mea. Ești un retard, da? 96. Deci, 96. Omul meu sare și trage cu shotgun-ul și îmi dă hit, imaginați-vă. Ce mapă, bro. Ce mapă. Da, mapa, de la mapă e că sari și dai hit să-mi fac. Ba, cine, n-avem nici cască pe mapă, tu realizezi, gen? Tu n-ai nici căști pe cap la cum joci. Unde-i mă băiatul ăsta cu shift-ul? Hai băiatul meu, lasă crouch-ul ăla în pula mea. Nu las crouch-ul, nu las shift-ul, actually. Crouch-ul nu-l am, dar cum mergi tu cu shift-ul, coaie, pe mapa asta s-a audit dintr-un spawn în altul, aia e de căcat, știi? Și omul meu luase shift-ul în brațe. Cam dacă, opa. Opa, cum e cu shift-ul, băiatul meu? Cum e cu shift-ul, acide? Da, da. Opa! Cap, mă, cum e cu shift-ul acide? Pare rău, da. Parcă nu prea merge acum, nu știu, parcă nu mai intră gloanțele acide, nu? Nu mai intră shift-ul, a? Mamă, coaie. Deci ce mapă de căcat, nici armură nu avem simplă, nu? Nu. Coaie, am, acum am realizat de ce e acid runde, noi nu avem nici armură simplă. Nici armură simplă, gen. Coaie, n-avem armură deloc. What? Ce-i cu gunoiul ăsta de mapa acide fără armură? De-aia nu mi-i trebuie gloanțele, coaie, că n-avem armură, ce. Adică dacă nimerești primul glonț și în degetul mii de la picior, îți sare ținta la Dumnezeu, ești nebun. Asta este, bă, acid măcar pe hărți de-astea, fără armură să iei runde, știi? Unde ești, bossule? Acolo. Joci bine? Joci bine? Gata, mă, nici pe orțele astea nu mai e șanse. Că deja m-a enervat, băieți, pe bune, m-a enervat pe... Mă bagă pe o artă fără armură. Bă, ok, fără cască. Bun, mi-am luat M4, să-i dau cu orice armă, glonț în cap. Bă, dar fără armură complet, acide... La somnic, acide, la somnic, da? Te-am trimis la... Somnic.
Prieteni, cam asta a fost clipul, guys. Chiar ne-am distrat, chiar am râs. A fost mega amuzat și clipul ăsta. Nu uitați, dați-vă acolo cât mai multe like-uri, guys, dacă bineînțeles vreți să postați și mai multe clipuri de acest gen. Și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat, bye bye, pa!